Matematica n-a mai fost spaima elevilor ca în anii precedenți. Absolvenții de clasa 8-a au ieșit cu zâmbetul pe buze din sala de examen. A fost mult mai ușor decât mă așteptam. Mă aștept la un 9.50. Ce subiecte nu prea ți-au fost? Păi era cu un paralelepiped, trebuia la o diagonală și nu prea am știut. Mai grea, mai complicată geometria. Da. A fost foarte ușor, n-a fost dificil. Mă aștepta să fie subiecte atât de ușoare? Nu. Mă așteptam să fie mult mai grele. La ce notă te aștepți? La 10. Din punctul meu de vedere a fost un subiect mult mai ușor decât cel de anul trecut. Însă, dacă erai foarte neatent, puteai să pierzi foarte mult. Subiectul acesta a fost elaborat să fie făcut într-o oră și nu în două ore. La ce notă te aștept? Cât mai mare posibil. Eu consider că am făcut de nota 10, dar depinde de evaluatori cum vor decide notele la geometrie. Dacă îmi va scătea o sutime sau două, depinde. A fost foarte simplu, adică și cele de geometrie nu au fost complicate și chiar mă aștept să iau 10, dacă nu 10, barem 9, 9, 8, cam așa. Și nu știu, au fost simple, chiar nu ne-am așteptat și cei de la olimpici am auzit că au fost simple, dar mai simple de atât chiar nu se puteau. A fost foarte ușor, nu mă așteptam. Și mai știm la un totul de mare, normal. Am fost pregătită. Primele rezultate vor fi afișate sâmbătă, iar cele finale pe 3 iulie, după rezolvarea eventualelor contestații.